privind aprobarea PUZ reconversie funcțională în zonă mixtă instituții servicii plus un punct complementare, teren, numărul cadastral 30.938, situat în municipiul Călăraș, Bulevardul Republicii numărul 1. Comisia de Urbanism. Mulțumesc. Întrebări? Mă rog. Am avut la ultima ședință a Comisiei pentru Siguranța Circulației, cei de la Poliția Rutieră erau foarte nemulțumiți de modul în care se întâmplă lucrurile acolo pe strada Viitor, în zona pieții Cuza Vodă, că se parchează și pe o parte și pe alta, că nu e acces, că e, în esență, e o zonă foarte aglomerată. Ori acum, dacă acolo se face zona de servicii, dacă acolo se construiește o chestie de servicii, unde vor parca oamenii? Cum va fi accesul acolo? Că și așa, în momentul de față, este traficul. Păi traficul acolo reglementăm. Dacă plerma a văzut o sensul, Grahova o să fie sens unic. De la Libertății. Da, traficul se reglementează prin sens unic, dar ideea este de ce se întâmplă de aglomerația care este în zonă static, nu în mișcare. Deci toate mașinile alea care parchează, mașinile care vin aprovizionează, oameni care se duc acolo. Adică deja este o zonă foarte aglomerată. Credeți că mai are loc încă o chestie de... Se pare că putem să-i zice noi omului să-și dezvolte activitatea. Dar se reglementează la autorizația de construire când se iau avizele, inclusiv cel de la circulație. Și o să se recomande un studiu de circulație pentru zonă. Și poate să-și facă parcări de desubt. Adică parterul să fie liber, o structură și tot. Adică se găsesc soluții în sol. Deci o să avem sigur și avizul de la circulație. Acolo e piață și nu sunt parcări, asta vrea să spună domnul Iresu. Da, am înțeles, dar el o să-și asigure pentru conform 525-6 locuri de parcare. Întrebare. Păi 6-700 de metri care are acolo. Va trebui să reface și zona aia. Îi pune sub bloc, pune la parter și lasă doar structura și doar există soluții tehnice. Care e un spațiu mort, dar nu s-ar putea. Noi să cerem o studiu de circulație. Trebuie. Zonă și cu avizul poliției. Da. Cu semne, da. Pe care ce să facem. Acolo trebuie gândit ceva pentru aglomerație, ce spune Costin. Dar eu știu că e la Mința. Vis-a-vis unde au fost bărulețele alea mici, s-a bărumat. Lasă că știu, dar ale concesionat asupra, ce ai? Am mai văzut o anomalie, tot pe Bulevardul Republicii și eu zic că lucrurile astea sunt de evitat, dacă se poate. Că, până la urmă, asta urățește și mai mult orașul nostru, ceea ce se întâmplă acum. Dacă acolo, în zona la vulcanizare, pe Bulevardul Republicii, deci, vis-a-vis de poliție... Alea da? Sunt vechi, da. Nu, stați puțin, a construit cineva recent. Scrie acolo birouri, nu știu ce, pe plăcuța aia chiar m-am uitat. Eu un teren de 100 de metri pătrați, cred că nici 100 n-are, e foarte mic terenul ăla. Deci a construit amprenta casei aproape cât terenul. Are, nu are niciun loc de parcare, nu are absolut nici măcar, cred că doar poarta de acces și o aleie până la... Între timp, deci după ce a terminat, nu mai face niciun birou, a fost de pe plus, unul plus mansardă, deci acum... Unde e asta? Strada Mărești, cu Republici. Cumva în diagonală cu poliția, dar e o organizare. Față în față cu Giurcă. Spatele liceului, portul știu de... Aia, aia. Adică, aia e o anomalie, adică aia nu are cum să existe așa ceva, deci nu știu, de la 40%... Da, o să... Merg bine până acolo. S-a vândut două ori deja clădire. Deci că lucrurile astea trebuie evitate cu cât posibil, pentru că... Trebuie evitate, dar dacă omul ar fi avut dreptul, dacă era o modernizare de construcție existentă... Terenul era liber. Terenul a fost liber. Era teren... Părculeț. Nu e 100%, dar e 85%. Am deranjat de la subiect. Nu știu, mă, nebun. O să vedem despre ce la fel. Ce trebuie? 20.